Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei. În vremuri calme, sanitar și economic, actuala criză guvernamentală ar fi ca un fel de reality show. Dar când în România moare un om la câteva minute numai de COVID, iar alții cine știe câți mor cu zile de alte boli pe care nu le mai pot trata în spitale, că România se pregătește să înfrunte o iarnă fără precedent, în care o mare parte din populație ar putea să nu mai aibă căldură în case și mâncare, când nivelul de tensiune, nesiguranță și frustrare din societate a atins cote foarte înalte, aproape explozive, acest reality show este complet inadecvat, dacă nu chiar insultător. Iar efectul se vede deja în sondajele de opinie din ultima vreme, ale căror rezultate sunt mai mult decât îngrijorătoare. Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este politologul Cristian Pârvulescu, profesor universitar la SNSPA, de la care sper eu să înțelegem ce e în capetele celor care ne conduc și la ce ar trebui să ne așteptăm în continuare. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Dugeri! Și mulțumim că ați acceptat invitația la Europa FM. Invitați sunteți și dumneavoastră să vă spuneți opiniile despre ceea ce ar trebui să urmeze în această criză politică la numărul de telefon 0372 069599. Domnule profesor, după discuțiile de ieri de la sediul PNL între liderii fostei coaliții, am avut eu senzația, cel puțin, că a existat o schimbare de ton și de perspectivă. Domnul Kelemen Hunor vorbea despre discuții sincere pe alocuri dureroase, despre lipsă de încredere, dar atenție, despre faptul că nu există un blocaj. Dinspre partea USR, domnul Drulă ne spunea că USR este dispus să renunțe la premierul desemnat dacă PNL face altă propunere în vederea reconstruirii coaliției, iar domnul Câțu spunea că este de acord, sigur, soluția ar fi refacerea coaliției în jurul PNL, cu condiția ca USR să-și ceară scuze pentru cele întâmplate, scuze publice, și pentru prima oară nu mai afirma că n-ar renunța la poziția de premier al unui viitor guvern, spunând că asta se poate discuta. Pornind de la această premisă, mâine urmează noi negocieri. Se întrevede luminița sau e prea mare optimismul să considerăm acest lucru? Sunt sceptic că se va găsi o soluție foarte ușor, pentru că trebuie să cedeze toată lumea, inclusiv UDMR ar trebui să cedeze și nu sunt pregătiți. Vorbea domnul Kelemen Hunor de lipsă de încredere. Asta a crescut în timp și nu poate să dispară peste noapte. În două zile, într-un weekend, până când domnul Cioloș își va prezenta guvernul pentru votul în Parlament. PNL este în continuare foarte clar, cere USR-ului să-și asume responsabilitatea pentru căderea guvernului, PNL nu acceptă că a făcut vreo eroare și asta este și linia pe care a susținut-o permanent președintele Iohannis. Nu s-a schimbat nimic, nu am auzit ca președintele să își schimbe poziția față de USR, a trimis la fapte și faptele, spunea domnia sa, sunt că USR a votat alături de PSD și au o moțiune de cenzură care ne-a dus într-o asemenea situație. Deci responsabilitatea le aparține celor de la USR. Acum suntem în negocieri. Evident că se speră foarte mult. Potențialul de negociere al USR-ului a fost salvat, dar cu ce costuri? Pentru că trebuie să înțelegem cum am ajuns la criza asta, care din punctul meu de vedere era inevitabilă. Ea nu este datorată doar campaniei interne din PNL și USR. Ea este, de fapt, o criză de regim politic care trimite la o criză mult mai profundă a sistemului. Este o criză între două viziuni de guvernare. Guvernamentalism, o viziune care pleacă de la premisa că primul ministru este cel care trebuie să conducă, deci el este șeful de orchestră, el este cel care are întreaga putere, nu doar formală, ci și reală, conduce partidele, sau prezidențialistă. Oricum, domnul președinte Iohannis a făcut posibile toate victoriile succesive prin victoria din 2019, sau mai ales prin referendumul pe care l-a organizat la alegerile europene, domnia sa a sperat că va avea guvernul său, un guvern
prezidențialist, nu un guvern de coaliție. USR n-a înțeles lucrul ăsta. USR a considerat că este într-un guvern de coaliție în care primul ministru este cel care ia deciziile de comun acord cu ceilalți membri și s-a ajuns la această tensiune. Primul ministru Florin Cîțu era evident un prim-ministru slab, nu era șef de partid. Pentru a-și putea întări poziția formală, trebuia să devină șef de partid și a devenit șef de partid în condițiile dramatice de acum. Dramatice pentru că, din nefericire, acest guvern, care știa că va veni valul al patrulea, n-a luat absolut niciun fel de măsură. Responsabilitatea este evidentă. Și noi tragem concluzia că sunt mai multe crize suprapuse, dar această criză era o criză care putea să fie evitată. Celelalte țări au evitat-o, doar noi și bulgarii n-am evitat-o, doar noi și bulgarii n-am luat în serios teoriile conspirației, n-am introdus măsuri. Și e important, și noi și bulgarii suntem în criză politică. Ambele țări sunt într-o criză politică gravă, ei au al treilea rând de alegeri într-un an de zile, noi nu reușim să strângem o majoritate și asta pentru că avem o criză structurală ca și ei, pentru că și acolo lupta e tot între prim-ministru și președinte, după cum se vede, pentru că n-am reușit să rezolvăm o criză care a apărut de la instituirea regimului. Pe 25 septembrie, când era congresul PNL, erau 30 de ani de când Ion Iliescu l-a răsturnat pe Petre Roman prin mineriadă. Atunci începeau șirul acesta de crize. În 30 de ani n-am avut capacitatea să intervenim asupra sistemului să-l corectăm. Și acum constatăm că el nu funcționează. Credeți că vor reuși să-l facă să funcționeze peste noapte, că vor putea să construiască o coaliție peste noapte, una de serviciu ca să ne scoată din criză? Poate. Dar una care să reclădească încrederea românilor în sistemul politic, nu. Deocamdată, știți cum e, vom trece fiecare pot când vom ajunge la el. Deocamdată, lucrul la care putem spera și care cred că este chiar imperios necesar este un guvern de serviciu, cel puțin, după cum spuneați, adică un guvern cu majoritate în Parlament, care să treacă România prin această criză sanitară extremă, prin criza de la iarnă, care va fi teribilă, și să redea o oarecare stabilitate și niște pârghii de acțiune pe care actualul guvern nu le mai are, pârghii rapide, nu mai poate da ordonanțe de urgență la un asemenea guvern de serviciu. Eu mă întreb, dar totuși țările care n-au ordonanță de urgență, cum s-au descurcat să guverneze? Ordonanța de urgență nu e chiar atât de importantă. Dacă există instrumente și voință de mișcare. Acum, spre exemplu, guvernul a realizat în ceasul al 12-lea că trebuie să impună pasul sanitar. După ce n-a făcut absolut nimic, a asigurat că nu se va întâmpla așa ceva, că vaccinarea nu va deveni obligatorie. În condițiile în care din vară se vedeau foarte clar rezultatele progresei vaccinării în alte părți. Am lăsat ca bătălia culturală să fie câștigată de antivacciniști. S-au temut de aceștia și acum suntem într-o situație disperată și propunem măsuri care trebuie să fie luate acum 5 luni de zile. Și care e foarte posibil ca acum să nu mai fie acceptate populație. Să zicem că le-ar accepta populația, dar n-au cum să prezinte efecte în săptămânile următoare, iar noi avem nevoie de rezolvarea problemelor în săptămânile următoare. De asta avem nevoie de încredere. Avem nevoie de o societate care să aibă încredere în cei care guvernează. Și aici înțeleg soluția PSD, guvernul tehnocrat. Nu cred în ea, dar trecem responsabilitatea pe seama unora care n-au niciun fel am de mai trăit-o în 2016, am mai văzut-o și cu Isărescu oarecum. Și cu Isărescu, dar atunci guvernul a fost politic. Era politic, primul ministru nu era, guvernul era politic. Bun. Deci considerați că nu se va ajunge la o soluție și nu, până cred la că luni, cred că se va ajunge la o soluție. Nu sunt convins că va exista acel numitor comun. Fără intervenția președintelui nu se va întâmpla asta. Dacă care USR o reclamă, culmea. Da. Dacă președintele ar interveni, probabil că lucrurile s-ar putea mișca. Și singura intervenție posibilă ar fi aceea care să indice PNL-ului că poate să renunțe la domnul Cîțu. În acel moment probabil că s-ar rezolva, dar rău s-a făcut. Adică chiar dacă s-ar rezolva, lumea n-ar răsufla ușurat. Am avea doar un guvern. Bun, USR spune că luni se prezintă, dacă nu se rezolvă în acest weekend, luni se duce în Parlament cu guvern minoritar. Guvern minoritar USR. Da. Ar putea fi o soluție? Nu. Și nici nu cred că ar trece. Nu văd cine l-ar vota. Sau ar putea să fie un guvern de serviciu.
Dar ar fi un guvern foarte slab, un guvern minoritar, care are mai ales partide care îi se opun în Parlament, inclusiv UDMR-ul. Va avea foarte multe dificultăți să gestioneze criza. Avem nevoie de un guvern majoritar, nu de un guvern minoritar, și mai ales un guvern care se reducă la un singur partid politic care are o reprezentare de 15%. Este ridicol să-ți imaginezi că poți guverna cu așa ceva. Este doar încercarea de a duce până la capăt mandatul și de a ieși din situația delicată în care se află USR în momentul ăsta. Bun, ați spus că va fi o soluție probabil, nu luni. Care va fi soluția pe care o vedeți dumneavoastră? Ca a doua propunere a președintelui, după consultări și după ce partidele vor deveni ceva mai conciliante, să fie una care întrunește o majoritate parlamentară. Și destul de repede. Eu cred că asta a fost de la început viziunea. Acum președintele nu putea să găsească o soluție câtă vreme partidele nu au propus-o. Doar trei partide, cele mici, au avut propuneri de prim-ministru și dintre acestea se pare că singurul care s-a angajat să facă o majoritate a fost USR-ul. I s-a dat ocazia să o facă pentru că președintele este limitat totuși în mișcările pe care le face de decizia 85 a Curții Constituționale de anul trecut, care stabilește cam cum trebuie să fie profilul viitorului prim-ministru și cam care sunt acțiunile pe care trebuie să le facă președintele. Să amintim cum trebuie să fie profilul viitorului prim-ministru ca să ne dăm seama dacă această propunere a domnului Cioloș a fost constituțională ea însăși. Să ne aducem aminte că anul trecut decizia Curții Constituționale venea la cererea președinților celor două camere, amândoi de la PSD, domnul Ciolacu era la Camera Deputaților, care reproșau un conflict instituțional președintelui pentru că îl numise pe domnul Orban prim-ministru fără consultări serioase, spuneau ei, după ce căzuse în urma unei moțiuni de cenzură. Și atunci Curtea Constituțională a dat această decizie votată cu 7-2, deci cu o majoritate destul de largă, în care spunea, punctele 123, 24 și 25 sunt interesante, spunea că președintele este obligat să dovedească loialitate constituțională, care constă în aceea că se angajează, având în vedere articolele care îl obligă la asta, să respecte Constituția în spiritul și în litera ei, de să formeze o majoritate, că președintele trebuie să se intereseze și să ia în considerație declarațiile publice anterioare, să se intereseze ca cel pe care îl nominalizează să poată coagula, citesc din declarații, din decizia curții, să poată coagula o majoritate. Acum, declarațiile publice dinaintea nominalizării domnului Cioloș nu lăsau să se înțeleagă că domnia s-ar putea coagula. Deci îmi spuneți că a fost o desemnare a domnului Cioloș, a fost prin ea însăși o mișcare neconstituțională? A fost la nu neconstituțională, a fost la marginea deciziei. Decizia simplu... E atacabilă? Asta îmi spuneți? Ar fi fost atacabilă? Ar fi fost atacabilă dacă o ataca cineva. Eu n-am observat ca vreunul dintre actori să fie atacat. N-au citit probabil același text pe care l-am citit și eu sau o altă interpretare a lui, dar acolo se spune clar că cel care formează, este desemnat să formeze guvernul, trebuie să aibă capacitatea de a coagula o majoritate și mai mult decât atât, că președintele trebuie să intervină activ în formarea, în coagularea acestei majorități. Pentru că în final să se spună, pentru că nu s-au respectat aceste reguli, președintele va face o altă nominalizare de prim-ministru, ceea ce s-a întâmplat atunci când a fost nominalizat, ne aducem aminte, întâi domnul Câțu, care a renunțat în ultimul moment. Și de ce a fost numit domnul Orban? Pentru că mulți cred că e a doua nominalizare. Nu, pentru că avea majoritate. Că PSD a anunțat clar că va sprijini acel guvern pentru că venise... Starea de urgență. Da. Dar aici... pandemia, nu venise încă starea de urgență, că aveam nevoie de un guvern în funcție. Urma era... Da. Situația aceea teribilă, ne aducem aminte și cum s-a semnat atunci. Aceea era o situație teribilă, acum nu fi. Nu, teribilă, creată, imaginea știu, a fost nu, teribilă. Acum ne dăm seama cât de mare a fost atunci exagerarea. Dar, atunci nu știam nici noi, nici alții, dar acum știam ce vine și acum cred că e nevoie mai mult decât atunci de o decizie clară de susținerea unei majorități și probabil ăsta e jocul. Dar vreau să clarificăm o chestiune, pentru că ceea ce spuneți mi se pare extrem de important. Cel care este desemnat premier trebuie să aibă o majoritate reflectată în declarații publice, certă la momentul desemnării. Asta e ceea ce reproșau cele două doamne care au fost judecătoare, care au făcut opinie separată, deciziei 85 a Curții Constituționale, că nu poți obliga președintele și actorii instituționali să țină cont de declarațiile publice. Aceea e decizia, opinia separată e opinie separată, dar avem o decizie din monitor oficial. Asta înseamnă că domnul Câțu
Nu va putea fi nici a doua propunere? În principiu, nu. Nici prima, nici a doua. Am discutat și cu alții, a fost lectura mea, dar am discutat și cu alții specialiști în drept constituțional, eu nu sunt, și au ajuns la aceeași concluzie, că dacă nu există, cel puțin în litera și spiritul acelei decizii, nu s-ar putea face o asemenea nominalizare. Ar trebui să vină o nominalizare care să permită coagularea unei majorități. Dar aici suntem într-o situație complicată. Președintele este nemulțumit de modul în care USR s-a comportat, îl consideră responsabil pentru tot ceea ce a făcut. Nu cred că este doar o simplă declarație politică când îi consideră imatur, ci chiar crede că e vorba de... Și ce le-a dat premierul? De ce le-a desemnat premierul? Pentru că sunt singurii care au plusat și au afirmat că pot construi o majoritate. Acordar, dai unui... Iertați-mă, și Aur a spus că poate construi. Da, dar era evident că Aur este izolat. Declarațiile publice arătau că nu există niciun fel de interes de a forma o majoritate și era din punct de vedere reprezentării parlamentare. Declarațiile publice arătau același lucru și despre USR. PNL avea o decizie de absolut. BPN care a spus că nu va mai și colabora. PSD, la fel. PSD a spus nici gând, nici poveste. UDMR era singurul care era dispus poate să discute. Da, dar nu-i ajungea oricum, nu era de o majoritate. Deci aici filmul nu se mai leagă. Era un blocaj. Președintele inițial ne-a spus că nu cred de că va avea o propunere, dacă vă aduceți aminte. Da, după care a venit propunerea surpriză. Care ne-a surprins pe toți, în orice caz pe mine m-a surprins și m-a surprins și pentru că aveam acea lectură a deciziei 85, dar am încercat să înțeleg de ce a luat acea decizie și răspunsul a fost că trebuia să ofere o șansă. Cred că asta a fost, să ofere o șansă celor care considerau că pot să construiască o majoritate. Ei, nu aici... vor putea să o construiască. E aici un paradox. Pe de o parte, le dai această, spui că le dai această șansă să construiască majoritatea. Pe de altă parte, ea lipsește în mod evident. Observatorii spun că a fost o propunere cacealmat, tocmai pentru că majoritatea lipsea în mod evident. USR, cel care ar fi victima acestei propuneri cacealmea, spune, nu e adevărat, e o propunere responsabilă și serioasă. Dar nici n-aș fi putut să spun altceva. Adică, evident că USR a plusat, probabil că au crezut că nu se va întâmpla această nominalizare, ea a venit și acum a trebuit să-și dovedească responsabilitatea și reala capacitate de coaliție. Pentru că ce s-a întâmplat? Decizia domnului Cîțu, care cu siguranță avea sprijin de la domnul președinte Iohannis, de a-l concedia pe Stelian Ion, a provocat o criză. Era inevitabil să întâmple acea criză. Acea criză a fost gândită pentru că s-a calculat că USR nu mai are capacitate de coalizare, că nu mai are cu cine să colaboreze, că nu poate colabora cu PSD, nu poate colabora cu AUR. Din disperare de cauză, USR a găsit soluția, nu cu PSD-ul, ci cu AUR, au avut o moțiune de cenzură, a fost surprinzătoare mișcarea și a fost considerată o lovitură nepermisă. Și atunci USR trebuie să răspundă pentru acea eroare. Suntem în plină pedagogie politică, momentul nu e oportun. E adevărat, cu asta începusem și eu, puteam să urmărim interesați, dar nu în acest moment. Bun, și după ce lecția aceasta se termină, lecția publică de care vorbeați se termină, care ar putea fi totuși premierul care să coalizeze, să îndeptreacă 123? Orice premier de la PNL... care nu se numește Florin Cîțu, ar putea să rezolve problema în doar propunere de la PNL, ar putea rezolva problema în câteva zile. Vă spuneam, asta nu va restabili încredere, ci doar guvernare. Orice înseamnă și... Eu cred că va fi unul dintre prim vicepreședinți dacă se va ajunge la asemenea soluție și nu avem decât trei. Adică Rareș Bogdan, al cărui nume a fost folosit și care a negat cu vehemență, dar tocmai vehemența care a negat mă face să cred că este o posibilitate, domnul Bode, de care se vorbește deja de foarte multă vreme, și domnul Flutur, despre care nu cred că ar fi interesat să riște acest lucru. Deci cred că domnul Flutur are și problema pandemiei, e complicată imaginea domniei sale. Nu uităm nicio clipă pe domnul Ciucă. Aia voiam să vă întreb, să-l eliminăm cu totul pe domnul Ciucă din ecuație? Nu putem să-l eliminăm, deși cred că politic, un prim vicepreședinte este mai important decât un vicepreședinte, dar nu este imposibil. Să nu uităm că a fost intenția președintelui de a merge pe un guvern de serviciu condus de domnul Ciucă. Domnul Ciucă
totuși nu e văzut ca un penelist, chiar dacă e membru de partid, și s-ar putea ca în jurul domniei sale să se poată restabili puțin încrederea, fiind militar. Având, exact, are și această simbolistică în mentalul colectiv, este mai degrabă asociat hainei militare decât hainei politice. Eu cred și că asta este una din intenții de a reconstrui în jurul unui personaj de genul acesta, care fără să fie tehnocrat, are totuși profilul unui tehnocrat, așa cum președintele Iohannis în 2014 era membru de partid, dar avea profilul unui independent. În plus, mă mai întreb dacă vreunul dintre vicepreședinții politici, mă refer aici la domnul Aleș Bogdan, la domnul Iulian Dumitrescu, nu l-aș exclude cu totul din ecuație neapărat, își asumă erodarea acestei ierni care va amprenta orice carieră politică. Prin ce va urma. Pe câtă vreme generalul Ciucă ar putea să o facă. Exact, pentru că adică nu pare a avea ambiții politice extraordinare. Ar fi soluția lui Macron cu actualul prim-ministru Castex, care a permis, deși, mă rog, fostul prim-ministru Filip era mult mai inteligent, mult mai mobil, prea inteligent, prea mobil, au folosit un tip mai simplu și mai popular, genul tehnocrat, chiar avea acest profil și a reușit să se redreseze. Deci, da, ar putea să fie a fost ceea ce a gândit inițial președintele, dar partidul a respins acest lucru în decembrie anul trecut. Acum însă partidul nu mai are nici pe departe acea libertate de mișcare. Nu e în poziția să o facă. 0372069599, vă invităm, vă așteptăm opiniile. Ce a jucat PSD în acest meci? Mulți l-au văzut adultul din odaie în toată criza aceasta prin care am trecut. PSD a profitat masiv de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și a restabilit imaginea. Evident, mulți cred că a fost o victorie extraordinară în decembrie anul trecut, dar n-a fost nimic surprinzător pentru cei care știu că PSD are un electorat stabil și că la o prezență redusă la vot câștigă, ceea ce s-a întâmplat. Acum PSD mizează enorm de mult, pentru că toată lumea e cu gândul la alegerile din 2024, mizează foarte mult pe faptul că va profita de avantajul opoziției pentru 2024. Nu este interesat să vină la guvernare, deci propune guvernul tehnocrat, deși ar fi avut acum oportunitatea să ceară un prim-ministru. Nu o face, pentru că crede, e sigur că orice guvernare va eroda și această guvernare va duce la o erodare rapidă, și atunci preferă să critique, să asigure concursul guvernului în Parlament atunci când va fi nevoie, deci să fie rațional, dar să rămâne totuși un partid de opoziție, pentru că avantajele sunt mai importante. Deci a jucat tehnic, dacă vreți, dar eu cred că un partid responsabil și-ar fi asumat guvernarea. Eu cred că, din păcate, nu era posibil, pentru că partidele au făcut tot posibil să nu se înțeleagă. Un guvern de mare coaliție, PSD, PNL, ar fi fost soluția pentru criza asta, chiar ca un guvern de serviciu de câteva luni de zile, și că un tehnocrat sau un politician cu profil de tehnocrat, gen Rafil, ar fi fost o persoană care ar fi fost acceptată de toată lumea. Iar PSD, care spune că are soluții, ar fi avut și posibilitatea să le aplice. Dar au preferat să nu riște, să rămână pe din afară. De ce? Pentru că ei oricum au un electorat stabil. Bătălia va fi pe electoratul de mijloc. Ei nu speră să recupereze electoratul aur. Acela este un electorat pe care îl recuperează doar când aceste partide dispar. Este electoratul PRM, electoratul PPDD. E un electorat care nu e de 10%. Poate ajunge până la 30%. Unii ne avertizează acum că ar putea ajunge până la 60%, ceea ce e exagerat, evident. Se gonflează după vremuri. Da. Acum e un moment foarte dificil și, din păcate, pentru că nu s-a intervenit, rețelele sociale au promovat numai idei anti-europene, care sunt în plină mișcare în momentul ăsta. 0372069599, vă așteptăm la Europa FM în Piața Victoriei. Bună seara, George! Bună seara dumneavoastră. Te ascultăm. M-am gândit în felul următor: nu cumva este un joc al tuturor partidelor? De ce nu au propus pe nimeni PSD-ul și PNL-ul, care ei se luptă foarte mult pentru guvernare și pentru tot? Au propus doar cei de la USR pe domnul Dacian Cioloș, iar celelalte partide nimic. V-ați gândit la această variantă? De ce nu a propus PSD? Numai ce a explicat domnul profesor Pârvulescu, dar de ce n-a propus PNL?
PNL n-a propus pentru că ar fi fost... a fost un joc, deci putem să-i confirmăm. Dar politica este un joc, este un joc strategic. Adică se joacă șah, se fac mutări înainte, se gândesc mutările adversarului. PNL ar fi vrut să propună, dar n-a propus pentru că ar fi ajuns în situația penibilă de a nu putea forma o majoritate. Și atunci au preferat să păstreze această soluție mai târziu, pentru că decizia Curții Constituționale de care vorbeam nu obliga partidul, dar cu siguranță îl obliga pe președinte, și care n-ar fi putut să-l numească în niciun caz pe domnul Cîțu. În niciun caz nu s-ar fi putut lucrul ăsta, pentru că nu exista o majoritate. Celelalte partide au propus. Și AUR a propus un tehnocrat, cred că pe Costin Georgescu, ca Călin, Călin, Călin Georgescu, Georgescu, eternul premier propus da. De... Și de asemenea, Kelemen Hunor pentru un guvern de serviciu de 6 luni. Deci cele mici au propus. Cele mari n-au propus și n-au propus pentru că cea mai surprinzătoare este faptul că PSD-ul n-a propus, dar n-a propus pentru că nu voia să-și rosească șansele. Bună seara, Cristian! Te ascultăm! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Vă sunt din Marea Britanie. De aici se observă o singură chestie, și anume că există o mare lipsă de asumare și criza medicală, pandemia, nu există decât pentru cetățeanul de rând. Ne uităm la tot ce se întâmplă cu AUR, ne uităm la Congresul PNL, ne uităm la faptul că PSD nu vine cu nicio soluție și nici măcar, cum să zic, un imbold în a mobiliza propriul electorat pentru a se vaccina. Singura responsabilitate care o văd, o văd din partea USR-ului, care nu prea are de pierdut. Nu are de pierdut pentru că deja se pregătește de al doilea pas, în cazul în care PNL și UDMR nu vor să intre înapoi în coaliție. Și se pregătește cu un întreg cabinet. Ceea ce mi se pare destul de matur. Mult mai matur, având în vedere că li se toare conștientă faptul că sunt un partid de-abia a venit, nu au experiență, dar se pare că au mai multă minte. Mulțumim, acum, Cristian. Cu plăcere. Domnule profesor. Da, partidele mari nu au vrut să intre în jocul ăsta și USR a riscat, riscă. Nu știu dacă își va păstra electoratul sau nu. Pentru moment, sondajele indică că mai degrabă este sancționat. Pariul lor este însă că vor câștiga pe termen mediu și lung și că în 2024 se va recunoaște că poziția lor a fost cea corectă. Suntem însă în această criză de care vorbea foarte bine Cristian mai devreme. Este o criză sanitară care... Sigur că este văzută de politicieni, dar se pare că nu reacționează la ea. Iar această criză afectează în primul rând oamenii care au o condiție precară, care nu au suficient. Și gândiți-vă că vorbim de cea sanitară, dar urmează și celelalte, energetică și așa mai departe. Asta complică foarte mult ecuația. De asta eu credeam că se va ajunge mai repede la un numitor comun și credeam că partidele vor dovedi mai multă responsabilitate. Pentru că jocul acesta, acum, riscă să ducă la ideea că toată politica e formată din cinici. Domnule profesor, un recent sondaj de opinie ne spune că și aproape 70% dintre români ar vota un partid naționalist care promovează valori religioase și susține familia tradițională. Da. În același timp, în emisiunea Piața Victoriei de aseară au intrat 2 din cei 3 ascultători care au intrat, au spus că vor vota AUR. Unul fost votant liberal dezamăgit, unul furios pe toată clasa politică. Ce se întâmplă totuși? Acest fenomen AUR despre care spuneați că are potențial să ajungă până la 30% ar putea să aibă niște efecte dramatice dacă lucrurile vor continua la fel. Asistăm la un fenomen pe care îl numesc după Ionesco rinocerizare. La rinocerizarea României, oamenii văd toți negru în momentul ăsta, sunt nemulțumiți, cred că politicienii nu-și urmăresc decât interesul individual sau de grup și atunci vor să se răzbune. E un vot de protest. Sunt afirmații de protest. Așa cum a fost în 2000, ne aducem aminte, criza trecuse, dar efectele ei psihologice rămâneau, erau proaspete în mintea oamenilor și România Mare a obținut 22% la alegerile parlamentare, așa cum s-a întâmplat în 2012, când aveam iarăși o serie întreagă de crize. Deci riscurile, politicienii
Mi-aduc aminte cei care erau sforarii de atunci, care spuneau, o să ținem fenomenul sub control. Și la un moment dat l-au adus sub control. Dar acest public rămâne și nemulțumirile lui cresc. Și știm din istorie că există momente de criză când numărul acesta începe să crească din ce în ce mai. Suntem într-un asemenea moment aici în România. N-am avut înțelepciunea celor din Occident de a face intervențiile care să limiteze efectele. Dar să știți că și acolo efectele sunt dezastruoase, pentru că în realitate pandemia nu este doar o criză sanitară, este și o criză socială. Absolut. Sunt zeci de mii, sute de mii sau milioane de oameni care sunt afectați, a căror condiții de viață sunt afectate și trebuie să intervină. Laissez-faire-ul pe care îl văd la guvern în momentul de față este un risc foarte mare. Aș spune la clasa politică, nu numai la guvern, că guvernul e... Dar ei sunt cei care conduc. Sigur. Vali, bună seara. Te ascultăm. Bună seara, dumneavoastră și domnului profesor. Am ascultat ceea ce sublinia și domnul profesor. Cred că cheia, sau dacă vreți, o parte din soluția la momentul actual s-ar putea să o ofere liderul DMR, Kelemen Hunor. De ce zic asta? Pentru că nu sunt simpatizant în niciun caz al UDMR-ului, nici nu simpatizez cu etnia, dar vă spun că este un adevărat lider politic la ora actuală. Cred că acolo se află cheia. La ora actuală nici stânga, nici dreapta nu au un lider autentic. Singurul care ar putea să ofere o soluție de avarie, din punctul meu de vedere, cred că este Kelemen Hunor. Este un lider și să știți că UDMR-ul din 90 încoace a avut adevărat lideri politici și cred că acolo se află cheia. Pentru că acest guvern trebuie să găsească o persoană capabilă să-i unească pe toți și să-i aducă la guvernare. Indiferent că e independent, că ar fi de dreapta, de stânga, mulțumesc frumos. De dreapta sau de stânga. Mulțumesc frumos, Vali, să-i dăm ocazia domnului profesor să răspundă. Într-adevăr, domnul Kelemen Hunor a făcut o figură foarte serioasă și responsabilă în această criză, cel puțin. Da, și sigur, ar putea să fie... A fost o propunere de... S-a autopropus pentru guvernul de... DMRO l-a propus pentru guvernul de serviciu. Dacă am înțeles bine, propunerea ar fi să fie un prim-ministru al unui guvern mai larg. Mai larg. Nu, propunerea celui care... al lui Valentin, cred că îl chema. Da. Da, adică să fie al unui guvern de largă respirație, nu neapărat de Uniunea Națională, ca urnar intra în el. Ar fi interesant, pentru că într-adevăr poate discuta și cu unii și cu ceilalți, dar din nefericire imposibil. Imposibil pentru că nimeni nu este dispus să joace în momentul de față pe cartea unui prim-ministru maghiar și cred că starea de naționalist de care vorbeam mai devreme ar face ca percepția publică a unui asemenea guvern să fie negativă. O singură întrebare la care vă rog să-mi dați un răspuns foarte scurt, suntem pe final. Această rinocerizare de care vorbeați înseamnă și mult euroscepticism? Enorm de mult euroscepticism. A crescut dincolo de ceea ce se sesizează sondajele și riscurile sunt imense dacă nu explicăm care sunt avantajele prezenței noastre în Uniunea Europeană. Domnule profesor Cristian Pârvulescu, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne auzim săptămâna viitoare și vă rog să rămâneți sănătoși până atunci. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.